Bună dimineața! Ne aflăm în a doua zi de tabără. Afară e soare, e frumos. Copiii s-au trezit și acum ei se află la încălzirea de dimineață, la înviorare. Bă, Leo, prea dimineață. E prea dimineață? S-au descurcat un pic? Ei, s-au descurcat. Unii erau treci de pe la ora 5. Vineau pe la mine prin cameră să-i duc la înviorare. Și la mine la fel. Da. Venis, Iertule, Alexandru, Vulpe, da? Faci distanță! Cum se joacă? Vulpea prinde iepurile. Iepurile trebuie să se pună lângă o tufă, da? Dacă se pune lângă David, David devine iepurile. Dar trebuie să puneți mâna, să-l atingeți, da? Vulpea se schimbă doar dacă prinde iepurile. Iepurile devine vulpe și, da? Trebuie să pui mâna pe ăla care, că sunteți mulți și nu vă dați seama, da? Mă pun între ele două, nu o să știe care din ele, da? Iepurile pune mâna pe cap sau pe corp. Da? Ok? Tufa trebuie să fie pregătită să plece cât poate de repede, că dacă nu vine vulpea și... Neața, Mara! Neața! Cum ești? Foarte bine! Copii? La ora 5 dimineața? Da! Și-au început să vorbească, că aveau țânțari în cameră. După cum ați văzut, copiii se distrează, fac înviorarea, urmează micul dejun și după micul dejun mergem la antrenamentul de dans. Azi o să fac primul antrenament hip-hop cu Mara. Mara. Înainte să povestim ce facem astăzi, trebuie să spui ceva despre tine. Numele, câți ani ai? Nu. Așa, și ce te reprezintă? Nu neapărat dansul, poți spui 3 cuvinte, adică o propoziție, o chestie din acesta. Te-am prins, nu? Da. Mă cheamă Mara Giulia Gheriță. Așa. Am 16 ani. De asta nu trebuie să audă copiii, că-i secret, că nu știu. Așa. Nu știu altceva decât dansul, nu cred că... Că mi se pare că prin dans pot să exprim o mulțime de chestii și... Very good. Da. Și azi ce faci cu copiii? Street dance. O să facem o coreografie și învățăm și niște pași de bază. Super. Să mergem la oră. Piciorul din spate, da? Vreți să încercăm pe muzică? Da!
cum le faci cu Africa. Copiii au terminat ora de hip-hop cu Mara. Și a fost super, super tare. Și acum eu le-am dat o temă de făcut. În seara asta o să inventeze pe fiecare cameră în parte o coreografie făcută de ei. Și o să fie un pic mai greu pentru că trebuie să facă ceva inovativ, ceva nou, ceva care nu au învățat poate încă. Și aș vrea să văd niște numere excepționale, de faine. Vedem cât de creativi sunt copiii noștri. Cum merge? Bine. Cine ați pregătit pentru de seară? Street dance? Da. Se poate și mai rău. Am înțeles. Deci cine e șeful aici? Eu. Ești șeful? Da. Sau șefa? Șefa mai bine zis. Eva. E bună șefa? Da. Și am ajuns la partea preferată a copiilor, sper. Partea preferată, îți place să mănânci? Da. Ok, deci partea preferată. Și o să trec foarte repede pe ea. Deci avem 1, 2, 3. Ciorbă. Ce? Ciorbă. Tu? Ciorbă. Tu? Ciorbă. Ce? Ceva cu supă. Ceva cu ciorbă, de răuțăne, nu știu. Ce vrei să faci? Lichid, portocale. Portocale? Lichid. Lichid, ok. Mâncă mama. Ce la ma? Ce la ma de? Pui. Pui, sigur nu-i crocodil? Nu. Nu-i crocodil? Nu. E pui? Da. Ce acolo? Mamalica și carne. Și carne? Crocodil nu mănânci? Nu. Nu? Aha, aprinde. Aha. Bun. Ce faceți? Bine! Ați mâncat, mergem la antrenament, nu? Da! Ok, stai, aveam niște furnici pe aici. Unde sunt furnicile mele? Au fugit. Okay. Erau niște furnici acolo, la înghețat. Eu-s furnică! Nu cred. Ce faceți furnicilor? Bine! Suntem înghețate! Ați înghețate? Da! Știți regula, nu? Da! Nu înghețate! Vrem înghețate! Înghețate ultima zi, da? Nu, nu am nevoie de înghețat. Gata! Pune muzică! Ești pregătit, Daria? Da. Ești pregătit? Da. Pregătit? Da. Pregătită? Da. Cine? Da. Pregătită? Da. Da.
Da, sunt pregătit. Hai. Ce pași am învățat? Așa? Pătratul cu piciorul drept, pătratul cu piciorul stâng, întoarcere dreapta cu piciorul drept și întoarcere dreapta cu piciorul stâng. Aplauze! Fizică? Avem pregătire fizică cu... Maria! Maria! Schimbarea! Ai pregătit ceva nou, Marian? Absolut, exerciții fizice, ceva diferit, ceva nou. Să nu se plictisească. Schimbarea!